Vă salut și vă mulțumesc că vă uitați la acest clip. În acest clip vom vorbi despre Marvel's Avengers, vă voi spune tot ce știm despre el până în momentul de față, cât și speculații despre acest joc. În primul rând, trebuie să știm că jocul este programat să fie lansat pe 15 mai 2020. Noul titlu Avengers va avea loc în San Francisco. Vei putea să joci întreaga campanie, fie single player, fie cu ajutorul a 3 parteneri de joc. Lucru pe care l-a confirmat Rose Hunt în legătură cu joc este că jocul va fi hub-based third-person action game, având și opțiunea de co-op strecurat acolo. Vei putea să-ți customizezi caracterele, vei putea de asemenea să jefuiești, să obții armament, echipamente și să câștigi diverse bonusuri prin completarea misiunilor. Un lucru de menționat este că vei putea să joci întreaga campanie dacă dorești, single player, offline și nu va fi nevoie să te conectezi la internet în cazul celor care au PlayStation Plus. Știu că e nevoie de un abonament în plus pentru a te putea conecta și juca online. Poți să-ți alegi supereroul cu care vrei să te joci, cu oricare dintre cei disponibili. Jocul nu te forțează să-ți alegi unul, decât cu excepția câtorva momente când vei fi nevoit să completezi misiunea respectivă doar cu un anumit supererou. Până în momentul de față, știm că poți să-ți alegi între Thor, Iron Man, The Hulk, Black Widow și Captain America. În urma lansării, post-lansare așadar, producătorii au anunțat că vor face release-uri de content destul de dese, astfel încât oamenii să poată să se bucure de joc mulți ani ce urmează. Pentru a realiza asta, ei au anunțat că în mod regulat vor da drumul, vor permite unor noi regiuni pe hartă să apară, cât și unor noi caractere pe care să poți să le customizezi și cu care să poți să joci și să faci misiuni în joc. Se speculează că va fi vorba și de Spider-Man, că și el va fi un personaj care va fi deblocat și pe care îl vei putea folosi mai departe în joc, având în vedere că deja Marvel's Spider-Man a fost anunțat, probabil vor prelua anumite lucruri de acolo pe care să le implementeze în acest joc. Un lucru de care fanii Avengers poate vor fi dezamăgiți este faptul că filmul Avengers nu va avea nicio legătură cu jocul Marvel's Avengers, așadar nici personajele nu se aseamănă, nu vor fi aceleași personaje ca și în film, însă evident își vor păstra aceleași armuri, exterior și așa mai departe, însă trăsăturile faciale nu sunt ale celor care joacă și în film. Până în momentul de față, trebuie să știm că Marvel's Avengers este anunțat pentru Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia și PC, așadar pentru foarte multe console. Va fi lansat în 2020 și din momentul acela vor fi deja pe piață noua generație de Xbox și PlayStation 5, așadar e posibil să fie lansate direct pentru PlayStation 5 sau cel puțin să fie compatibile cu acele platforme. În regulă, eu vă mulțumesc că v-ați uitat la clip, sper că v-a fost de ajutor, dacă a fost așa, vă rog să dați subscribe, să dați și like și să continuați să vedeți următoarele clipuri. La revedere!